Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Culiță Sterc și partenera s-au plecat într-o mini-vacanță la munte cu prilejul zilei de naștere a iubitei artistului. Cei doi se bucură de momentele petrecute unul alături de celălalt, căci acestea sunt destul de rare, deși au un copil împreună. Aceștia nu au făcut încă pasul cel mare în fața lui Dumnezeu, însă, după declarațiile pe care artistul le-a făcut recent, nunta este programată pentru anul viitor. Pe tot parcursul zilei, Culiță și-a surprins partenera cu diferite cadouri. Acesta i-a dăruit un buchet imens de flori, care a lăsat-o fără cuvinte pe Daniela. A venit momentul în care iubita artistului a trebuit să sufle în lumânări și să-și pună o dorință. Culița a rămas fără cuvinte în momentul în care aceasta i-a spus că nu are ce dorință să-și mai pună, căci are tot ce și-a dorit. Ba chiar s-au și amuzat un pic pe faptul că lumânarea s-a stins în momentul în care Daniela îi spunea iubitului ei că dacă lumânarea se stinge, atunci nici dorința nu se va împlini. Puneți o dorință, domnișoară Daniela, te rog frumos. Dacă spui dorință și supli lumânare, se stinge dorința. Am văzut să fiu. Oh. Mamă, asta nu e bună. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.